Pentru că la începutul lunii martie au jucat în deplasare, fotbaliștii de la CFR nu au uitat de fanele lor. În loc de flori, susținătoarele formației din Gruia primesc intrarea liberă la partida cu Petrolul Ploiești. Sunt sigur că suporterii vor fi alături de noi la această partidă, cum au fost de altfel la toate meciurile, mai ales că și doamnele și domnișoarele au intrare gratuită la acest meci și sper că va fi cât mai multă lume și ne vor încuraja. CFR Cluj este neînvins în 2016. Clujenii speră să se poată lăuda cu acest lucru și după întâlnirea cu petroliștii. Ultima clasată din play-out și-a schimbat antrenorul în această săptămână. La Cluj, galben-albaștrii vor reveni cu Jerry Gane, după despărțirea de Constantin Schumacher. Sunt și prieten cu el, dar această partidă o să uităm prietenia dintre noi. Știm că ne așteaptă un joc important, mai mult ca sigur Petrolul își va juca ultima șansă aici, pentru că este o echipă care are șanse minime să rămână în Liga 1, iar noi ne dorim să continuăm parcursul. Va fi dificil, dar eu mă bucur că echipa a arătat caracter în meciurile trecute. Prahovenii nu au mai câștigat în deplasare din 9 aprilie 2015, dar asta nu îi încălzește cu nimic pe feroviari. Vedeți, cu două victorii consecutive te pot îndepărta de ultimele locuri, două înfrângeri consecutive te pot aduce în zona fierbinte. E o luptă grea, sunt echipe valoroase, chiar dacă joacă în play-out, au jucători valoroși și lupta se va duce până la final cu siguranță. CFR Petrolul se joacă luni de la ora 20:30.